ce paradisul vremurilor noastre. Niciun înger cu sabie de foc la porțile lui vaste. Adam și Eva pot intra și ieși fără de teamă, că-și poruncile dumnezeiești nu mai sunt luate în seamă. Viața și încruntă privirea pe cel cutezător, ce îndrăznește să calce pustiu cuprins de un foc arzător și să tulbure liniștea adâncă a singurătății, cu sufletul împărțit între imaginea ficțiunii și a realității. Tainele vieții căutate de o eternitate, de efemerul ce domnește în tot și toate. Iluzii deșarte devin o problemă majoră atunci când în loc de cap îți pică bajură, când atul de mâna e de fapt o cace alma, iar care spre adevăr se întunecă și ea. Fiecare gândește altfel, dar creiește cu o singură voce, începe să evoce valoarea ideii, însă mult mai mult iubește frumusețea femeii. Băiatul acesta este un mare talent, e un poet, un artist. Bineînțeles, totul la proporțiile vârstei. Fiecare pas poate însemna damnare sau salvare, și fiecare clip pe care trece înseamnă o schimbare, o cugetare. Un sentiment și acțiunea sunt agregate al existenței umane, cernește perfecțiunea. Percepția provoacă un sentiment ce stimulează gândirea, iar aceasta împinge la acțiune, definind firea. Viața e suferință, iar aceasta este o școală, ce în momentul absolvirii aduce existența ideală. Prin învingerea atașamentului și atunci înseamnă ignoranță, existența fără credințe lipsită de speranță. Orice chip, orice făptură speră spre luminii căldură, și orice om, chiar dacă neagă, se satură de ură, evitând imaginea întunecată a crematorului speranței și creând o cale spre drumul cu dezanței. Cel va feri de cruda insatisfacția înfrângerii și de singuratecul drum spre valea plângerii. Se plătește scump. Nu te temi, nu te temi. Spune-ți tatăl nostru și intrați în atăcerii canon. Lucrez cu fiecare neuron, dar nu superior ca Hiperion. Provoc furtuna de idei în cap atât cât în cafe, ca zeu Poseidon peste marele întinderi de ape. Și ideile se refugiază în alte idei, nu supraestimativ. La meditație nu pot fi obiectiv, sunt subiectiv. Iar spiritul personal, ca nivel existențial pe pământ, face echipă bună cu trupul până voi intra în mormânt. Își prin viață sunt un simplu călător, trecător, și doar spiritul nemuritor în timp este triumfător. Iar acesta este creația de valori din urma mea. Pe bolta cerească infinitul mi-a rezervat o stea, una căzătoare, căci om e ca o trește și moare. S-a stins steaua, dar s-a prins iar prin încarnare. Și este timpul, timpul este viață, viața e trăire. Trăirea ce mai e? Trăirea este simțire în fire. Când te naști, nu spun întrebarea de ce pe lume vii. La moarte cauți răspunsul la a fi sau a nu fi. Hip-hop este cultură, cultura este un organism. Orice rostitor modular este o lume de materialism. Materia este totul, totul nedefinit e absolut. Absolut e universul, universul de ce este tăcut? Chip de lut, fără urmă, non-valoarea dispare. Că se naște fără cauză și fără efect moare. Caut răspuns la răspuns și pun întrebare la întrebare. Iar necuprinsul apare din ce în ce mai mare. O singură lună și un singur soare răsare. Un singur leu, un atom de carbon ce odată apare și totodată dispare.